Cel puțin 64 de persoane au murit, iar alte 10 sunt date dispărute în incendiul izbucnit într-un centru comercial din orașul Kemerovo, în sud-vestul Siberiei, anunță agenția rusă TASS, citată de Mediafax. Potrivit relatărilor, focul a izbucnit la etajul al treilea al imobilului, unde se aflau un cinematograf și un loc de joacă pentru copii. Printre persoanele care și-au pierdut viața în incendiu figurează și o fetiță de 11 ani, ruda guvernatorului regiunii Kemerovo, scriu ziariștii de la newsroup.com. Autoritățile au demarat o anchetă în urma incidentului, mai ales după ce martorii au declarat că sistemul de incendii nu s-ar fi declanșat nici chiar în momentul în care clădirea era cuprinsă de flăcări.